Bună dimineața, prieteni, bună dimineața cei care s-au trezit. Cu siguranță vă este gândul deja la o vacanță, dar unde mergeți? Ce trebuie să facem? Pe unde ne ducem? Unde ar fi bine? Unde e mai ieftin? Și așa mai departe. În această dimineață vom vorbi cu domnul Ion Jardan, director Agenției de Turism. Bună dimineața, Ioane, și bine ai venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Acum toată lumea se întreabă, într-adevăr. E mai ieftin să plecăm în vacanță și să lăsăm apartamentul neatins, intact, să sigilăm robinetul de la gaz? Din păcate, un pic au crescut prețurile. Așa. N-au crescut în Ucraina, chiar au scăzut, din cauza că s-a devalorizat grivna cu 25%, automat și prețurile au scăzut. Dar ce ține de destinațiile standard la munte în Bulgaria, în România, au crescut cam cu 20%. Cu 20% cu anul trecut. Cu siguranță, probabil e și un pic de criza asta în care ne aflăm, energetică. Da, la fel au crescut serviciile comunale și în Bulgaria și în România, serviciile de gaz, căldura și automat cresc și prețurile pentru... Dar pentru noi, moldovenii, care ar fi sau care sunt cele mai, să zic, îndrăgite destinații? Unde preferă ai noștri să plece? Destinații de iarnă la munte, desigur, e România. România în proporție de 60-70%. Este relativ aproape, 400 de kilometri, exact. Nu este foarte scump, aceeași limbă, aceeași cultură, aceleași tradiții de iarnă. Și ne adaptăm foarte ușor. Foarte ușor, noi ne adaptăm pentru toată lumea. Plus, excursii multe, destinații, nu doar... doritorii de schi au și alternative de a pleca în diferite destinații turistice, cum ar fi Peleș, Peleșor, care sunt regiuni, orașul Brașov, toate destinațiile. Și dacă e să vorbim de niște prețuri, așa, per general, cam cât ar costa o excursie, o familie de trei, în România, doi adulți, majoritatea ofertelor sunt pentru trei nopți. Uh-huh. Trei nopți cu cazare și mic dejun și transport încep în pensiuni de la 300 de euro pentru doi maturi. Hotelurile deja au circa 400-450, dacă doriți, care vă facilități, spa... Aha, deja prețul un pic mai crește. Crește, dar pensiunile încep de la 300, hotelul de la 400 de euro pentru doi. Pentru doi e sejurul sau este de... Este sejurul. Uh-huh. Este sejurul cazarea, transportul și micul dejun. Uh-huh. Cam 3 zile. 3 zile, da, standard 3 zile. Da, în Bulgaria, pentru că este mai departe și distanța circa 1000 de kilometri, sejurile se fac pe 5 zile și prețurile sunt în jur de 400-450. Încep. Uh-huh. Încep. Deci sejurul de 3 zile e numai bine. E numai bine. Pentru că este și aproape, în 8 ore sunt la hotel și 3 zile, cred. Și plus asta că, dacă vorbim despre România, România s-a adaptat și cu sărbătorile noastre, de fapt. Știi? Da. Crăciunul au obișnuit moldovenii să-l facă. Crăciunul în stil vechi, în ritm vechi. Crăciunul ferit nou, toți românii se odihnesc. După care hotelul sunt goale și venim noi. Și iarăși, hotelierii sunt foarte bucuroși că noi avem și respectăm tradiția de ritm vechi. Dar dacă vorbim de țări mai exotice, să zic, mai îndepărtate, preferă și acolo să plece moldovenii? Sau? Preferă, desigur. Cu zbor direct din Chișinău avem doar Egiptul, Hurghada și Sharm el-Sheikh, pachete complete. Complet. Da. Pentru destinații gen Thailanda, Indonezia, Republica Dominicană, Zanzibar, Bali, Maldive, așa. Desigur cu escală. Sau zbor direct din București, mulți aleg, este aproape. Uh-huh. Sau deja cu escală prin Istanbul, în majoritatea cazurilor. Aici cu siguranță și prețurile sunt... Prețurile cresc, desigur, cel mai accesibil, cu excepția Egiptului, ar fi, aș zice eu, Zanzibar, de la 2500 de euro săptămâna pentru doi, și urmează Maldive, începând cu 5000 de euro săptămâna pentru doi, Thailanda în jur de 3000 de euro pentru doi. E Thailanda tot. Da, e Thailanda, este... E altceva. În pachetele exotice, 60-70% costă biletele avea. Cazarea, aha, și mâncarea nu intră atât de scumpă cât costă biletele avea. Vorbiserăm în pauză și ziceai de Bali chiar. Bali este o destinație care nu te costă chiar atât de mult cazarea. Da, cazarea este foarte, foarte ieftină, la fel și mâncarea. Aha. Zborul este destul de scump. Conexiunile destul de tare bătă. Nu putem prinde și noi un low cost din asta până... Din păcate încă nu avem low costuri, low costurile am înțeles, sunt am înțeles.
prin Dubai, încă n-au plecat mai departe. Și Dubai ar fi o destinație în perioada asta, desigur, nu? La fel sunt zborurile din București și cu escală, în jur de 2200-2500 cu mic dejun săptămâna. Cum ar trebui să ne organizăm o vacanță? Cu siguranță ar trebui să ne facem cumva rezervările din timp, dacă am selectat ceva, sau am putea, dacă ne-a venit chef acum să ne trezim, am putea și acum să facem, spre exemplu. Pentru vacanța de iarnă, să zicem, dacă vorbim. Pentru vacanța de iarnă, dacă doriți un hotel mai bun, ar trebui de rezervat din timp. Pentru că hotelurile bune primele se ocupă și mai aproape de vacanță nu vor fi camere disponibile. Dacă nu contează hotelul, turistul pleacă mai mult pentru a schia, pentru a vizita și nu contează hotelul, poate să aștepte cu câteva zile înainte de plecare, poate prinde un preț mai bun. Atunci putem să cumva să dirijăm, să fim în comunicare cu cei de la agenție și găsim cea mai bună soluție pentru a pleca. Tu recent te-ai întors de unde ai fost? Am fost în Iordania. În Iordania? Așa e. A fost o destinație nouă, am fost pe o perioadă de 7 nopți. Și am vizitat practic Iordania, 7 nopți, am stat în 6 hoteluri diferite. A, deci ai făcut cumva un studiu de caz, știi? Da, am făcut un tur începând din sud, din la orașul, stațiunea Aqaba, până în Geraș, care se află în nordul Iordaniei. Și ai putea acum să vii cu o recomandare pentru cei care vor să se ducă în Iordania? Da, desigur. Iordania este o țară pentru două tipuri de vacanțe. Este o vacanță care stai doar pe plajă, având ieșire și la Marea Roșie și la Marea Moartă, și este o vacanță activă. Vacanță recomandată pentru turiști care rezervă o mașină și circulă din oraș în oraș. Din oraș în oraș. Din stațiune în stațiune. Este Aqaba, stațiunea de la Marea Roșie, este deșertul Wadi Rum, unde s-a filmat Martianul, Star Wars. E extraordinar. Ești pe Marte. Este Marea Moartă, este Petra, cunoscuta Petra, care se consideră opta minune a lumii. Este o țară fantastică din punct de vedere turistic. De fapt, o țară în care nu ar trebui să stai numai pe loc, ar trebui să vezi toate aceste locuri. Eu cred că cel mai bine ar fi de circulat. Din propria experiență, noi am fost cazați și în peșteră, și în hotel de tip bubble, e un minge, în deșert. Și astea s-ar putea cumva include atunci când venim în agenție și zicem că noi am vrea să mai vizităm și unele locuri. Da, desigur. Sunt diferite trasee, diferite itinerarii. Unde se stabilesc? Care sunt sau care este tipul de vacanță? Mai mult la mare sau 3 zile la mare, 2 excursii, iarăși la mare? Și în funcție de asta, individual, noi pregătim pentru fiecare turist în parte. Acum, în vacanța de iarnă, plecați undeva? Încă v-ați gândit să... Probabil la munte, noi mereu iarna avem două vacanțe, pentru că... Noi și ne orientăm după tine, fiindcă e cel mai bun lucru, știi cum? Da, e una la mare, una la munte. La mare am fost deja, rămâne la munte să... Unde se duce un director de agenție de turism, acolo trebuie să ne ducem și noi, că e bine, e verificat. Urmăriți o direcție de agenție. Deci îți urmărim soția Alexandrina, da, care a fost și colega noastră pe Instagram. Și vedem unde plecați, plecăm și noi după voi, da? Desigur, ești foarte activ. Ion, eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru toate cele punctate. Mersi, cu siguranță te mai așteptam să ne mai povestești experiențe, că le știi. Și baftă și pe terenul de fotbal, da? Mersi mult. Că asta e meseria ta de bază, toată lumea te cunoaște de acolo. Da. Ești și la Ne-am Național. Reprofilat în turism. Foarte bine.